dacă tot am venit la Drag Race, nu doar ne uităm, hai să și participăm. El este concurentul meu, un Logan. Nu foarte preparat, dar așa, cu o suspensie, ceva mai ușor. Câțiva căluți în plus, este un 6 clasic. Am înțeles că are undeva la 115 cai și sub 1000 de kilograme. Acum să vedem ce se întâmplă. Ne dăm doar pentru distracție. Foarte aproape de zona de intrare. Blocăm accesul. Nu vreau să mai intre. Salut! 3, 2, 1 și... Mă ținu ăla din formă și ai văzut când era vest, dar noi n-am mai plecat. Nu zic că eu vorbeam cu băiatul ăla și zic, e verde, e verde, și m-am uitat la tine și hai, du-mă. Mai dăm o dată sau? Mai vreau niște băi să ne mai dăm. Haide, dă-te! Stai așa, stai! Dă-i la, mai dă-i, mai dă-i un pic! Alternatorul și atât, că altceva nu are, dar parcă e aici. Asta e aici. Nu, e aici, în fața alternatorului. E modelul după primele 2004. Modele. 2004, 2005. Și asta ce este? Acum 1.6. Da. Thank you.
Viteză mai mare, mă duc mai un pic mai tare, dar după loc nu-i. Da. Dar trebuie să-i dai, nu-i mare diferență. Mai ales schipat ori doi, mai ușoară. Ia vezi, Passatul, ia uite unde-i Passatul. Așteptăm startul. Dacă trebuie să-i dau la rupere și nu-i dau. N-are, cu a doua nu, e greu. Adică să-i dai sprint. Păi eu la 4.000 moartă. Mai stai sau pleci? Hai să parcăm și... Dă-i, la 3 claxoane. Ai 30? La 3 claxoane. Vezi că nu aveai turată. Hai că dau eu primul.
Cred că s-a spart ceva. Cred că știu ce s-a spart. Cred că s-a spart. Ia, accelerează-o un pic. Gata, gata, nu mai că s-a spart, gata. Ce? S-a spart furtunașul ăla. Ăla de la ce? Boala lor. Chiar mă întrebam cât, că l-am schimbat acum vreo 3 ani. Îl am cu mine de rezervă, hai să merg să o parchez, să răcească și îl schimb. Ăla mic, roșu. Ăla. Nu, că am chei, am de toate, nu. Da, de fapt stai contor, ca ce? Patinează amărești, nu mai trage. E normal, nu trebuie să răcească. E ca capacă. S-a spart sau... Nu, e spart, că așa se sparge. La niște kilometri face poc. Bine, eu sper să-mi bat pula, să vezi că nu l-am, că l-am dat la cineva. De să vezi că nu l-am. Și am zis că o să mi-l iau eu. Ia să vezi că nu l-am. Nu. Da, nu, e un furtun special. Nu, că nu găsești. Bă, deci nu cred, dacă l-am dat, să-mi bag pula. Nu l-am dat, mă. Ce dracu? Ia uite l-o aici. Așa, mă. Original, mă. Ăsta-i, mă, ăsta-i. Ăsta-i buba. Ăsta l-am văzut la Facebook, mai la toți. Da. Uite, bun, ăsta a căpat. Da, da, da. Uite cât e de gros. Se văd cât e de gros. Crapă la un anumit... Eu nu mai am nici IGR-ul și asta și se solicită foarte tare. Căcatul ăsta, e presiune... E la 1.5 diesel. Parcă da, da, da. Aha. Hai să ne dăm acum, așa sau așa, hai că trec eu pe a mea pe greu. Haide! Ce bine! Dar știi când a crăpat? Când ne-am dat acia, s-a auzit. Nu știu dacă ai fost atent. Nu, no, n-am auzit. Nu, când ne-am dat aci. Am avut geamul ridicat, am avut-o, n-am auzit. S-a auzit aerul condiționat, a stins luminile, m-a oprit tot. Când am dat din mers. M-a avea să opri și motorul. Aia cred că are 800 de kg. Și a spus trec, mai are și oprut. Ai spune? Cred că mă întoresc. Am trusa cu mine. Cricul, ai nevoie ceva? Nu, că-i bag pe aici, pe sus. Dar nu mai am, mă chinuiam odată că aveam coliere, dar ia ce furtunașul. Ia uite-l aici, audă-l câta pizda are. Îți fac eu cadou două coliere de Jaguar. Dar aha, singura problemă sunt de alea, dar le strâng și la revedere, nu le mai dă jos. Bă, și ăsta-i colier de la... Deci îți dau două de Jaguar, dar nu le mai dă jos. Unul normal. Nu, că trebuie să aibă colierele lui. Dacă vrei, gerezi. Da, să răcească. Ai colier de la nașpa, de la de strângi. Nu, că am din ăla. Da, stă, Rica, ia-t-o, ia-t-o pe ia-t-o. Am zis la Andrei, vrei să știu cum a dat. Cum? Am zis la Andrei, vrei să știu cum a dat. Da, are curent ăsta, vezi că are curent. Cristi, vezi să-l dai cu mâna spate, că m-a ciupit. M-a ciupit, salut! Mare fan. Cosmin. Eu și el e prietenul meu. Salut, salut! Doi, trebuia să vii aici la... E, la Drag Race. L-am întrebat, dar n-a vrut să vină. A fost puțin cam ocupat. Am înțeles. Da. Da, e frumos. Am fost așa cu două săptămâni aici. Când am făcut inaugurarea. Și acum mi-a crăpat un furtun. E, salut! Pa! Ia uite! Am văzut pe YouTube acel mic furtun.
Am făcut buba. Ha? Auzi, că tu că l-am luat cu mâna. Pe spate, da, e mai înaltă decât ar trebui. Mai ești că tu ai pus alea invers. Ai pus alea invers. Nu, no, acum am de spate, dar-ți dea la HD. HD, dragi. HR, dar HD. Dacă te vedeai toate astea pe aici, iarăși, ce pe vreo, dă-ne mă și ce să fac? Ionel, dacă te vedea iarăși cu toate astea pe aici. Eu ce să le fac? Să mă cacă în el. A cât oare îl schimb ăsta? Cred că a treia oară, din ce mi-aduc eu aminte. Dar prima dată când a crăpat, ce mamă, nu știam ce a făcut, ce s-a întâmplat, în oraș mi-a bubuit. Ha, ha. Măcar e bine că ai prins în oraș, da? Vezi chinuia la dreacu, ca în colier de la... Ce să-i fac? Trebuia, știi, de la de coliere. Cald așa motorul. Vrei să-ți dau mânuși la mine? Nu, că am și mânuși. Trebuie să mai lași puțin. Dar nu-l... cu mânuși nu-l simt. Hai, nu-l simt. Ești însurat, aia nu. O știu după YouTube, da. Salut! Eu după YouTube, o știu. Asta e. Și Loganul verde. Și Loganul verde. Voiam să vin și cu iad. Da, merge. Ăla e tank. Vine cu platforma. Ăla verde. Păi cu platforma voiam să vin, da. Da, ai ceva? S-a spart un furtun. Un furtunaș. Nărăvaș. Ia stai mă, cred că s-a dus în jos. Mașinile pe ce stau? Cu plastic? Cum? De plastic? Nu, din metal. Adică parcă intră în două țevi. Din ce știu. Să filmezi. Să filmezi. Păi am fost, azi trebuie să pun clipul de duminica trecută. Și azi am fost aici. Mă uit la video-ul ăsta, să-și eu. Mulțumesc. Duminica viitoare să vedem pe unde mai... Da. Pe unde mai omor. Peste două săptămâni vii la... Peste două săptămâni la Craiova. Te aștept la Craiova. Să iei frigiderul cu tine atunci. Da, clar. Taram! Ia uite! Uite, lever! Da, ciudă, frate, de... Da, ce dracu, Stalin nu mai stătea în colier, ăsta l-am dat cu mâna. Da. Asta e bine să ai și forță în degete. GoPro? Deci. Da, cu 11-le. Mamă, s-a dus dracu de tot acum. Uite. Hai să-l filmăm. A crăpat, dracu. Faci și video-uri de aici. Da, am filmat, dar nu prea am ce să filmesc, e și muzică. Stai un pic să mă șterg puțin. Nu știu, așa e el, așa, probabil dacă nu bubuie ăsta, îți bubuie altceva. Asta e mașina pe care o vezi, pe YouTube. Tensiunea prea mare, cred că e de metal, nu cred că e de metal, nu, e pânză de-al naibii. Cum? Ce are? Bubuia. Nu, e de pânză aia. E pânză. E metal, e plasă de aia metal. Uite la ea, să vezi. Uite, mai ce face el.
Deci trebuie să-mi comand altul, ca să-l am. Rămâi fără ăsta, rămâi ca prostul. Bine, nu mai merge sau nu mai trage? Nu mai trage. A, poți să ajungi, că ăsta era problema dacă aveai DPF-ul. Nu-și mai făcea regenerare. Dar eu cum nu l-am, merge și așa. Fără la oia, acum 1-0 în TC. Da. A, vezi că dacă te dai cu MCV-ul, te duci plană. Da, da. Așa se întâmplă când îi dai până să termină bordul. Uite, face buba. Ăsta e celebrul furtunaș care crapă din când în când. Bineînțeles că am unul nou, nu plec fără. Cred că are mai bine de 2 ani de când l-am schimbat. Nu știu câți kilometri are, are ceva. Nu știu ce rol are și ce face exact furtunașul ăsta, dar presupun că e ceva cu presiune și face prea mare presiune și s-a întâmplat, uitați că și colierul este desfăcut de nu știu cât timp. Dacă se sparge acest furtunaș, îmi pare rău că n-am filmat înainte, face un zgomot ca un fluierat așa și nu mai trage, ca să știți. Este în spate la turbă aici. Ia să vedem, să mai desface colierul, dar ăsta oricum a fost degeaba. Nu mai, așa a fost. Nu, dar n-ai VD40 acum? Cred că am, dar nu îi mai dau cu nimic, dacă îl pun la fel. Te-ai făcut să, te-am făcut să te apleci. E foarte bine. Păi îl mai dau jos? Aul. Hai fi stare. Să mi-ai dai și un picior așa, știi? Da, uite aici, uite acolo. Bă, dacă a stat asta așa de atâția ani și colierul îl dai cu mâna, înseamnă că e bine. Deci dacă vrei un colier, dar nu-l mai scoți. Nu, no, sau... cum să nu-l mai scoți, eu ce mai fac? Mai fac cu Cosmin acasă. Ce? Da, cu ăla vreau să ajung în Africa de Sud, în viața asta. Băi, ești nebun, în... de cap. Zic că mai am timp. N-au fost ăia de la Cața Vengu? Acolo, da, nebun, da, dar ăsta e în două locuri. Dar ar fi foarte mișto, o să merg oricum, da, cândva. Îl faci în spate, e camper, știi? Da, și da. Te duci. Când a fost ăia de la Cața Vengu? Acum... Păi când a apărut atunci. Da. Al meu e două. Așa se întâmplă când îi dai până să termină bordul. Uite, face buba. Ăsta e celebrul furtunaș care crapă din când în când. Bineînțeles că am unul nou, nu plec fără. Cred că are mai bine de 2 ani de când l-am schimbat. Nu știu câți kilometri are, are ceva. Nu știu ce rol are și ce face exact furtunașul ăsta, dar presupun că e ceva cu presiune și face prea mare presiune și s-a întâmplat, uitați că și colierul este desfăcut de nu știu cât timp. Dacă se sparge acest furtunaș, îmi pare rău că n-am filmat înainte, face un zgomot ca un fluierat așa și nu mai trage, ca să știți. Este în spate la turbă aici. Se pare că azi nu a fost ziua Dusterului. După ce am avut problema cu furtunul, iată că am dus spre casă, un injector și-a dat duhul la câți kilometri? 421-500. Da, mașina a început să trepideze, ia fiți atenți. Dacă accelerez, trepidează foarte tare. Exact aceea simptomă pe care am avut-o atunci când m-am întors din Rusia și prin Ungaria, a început să facă la fel. Noroc că atunci a revenit, de atunci nu i-a mai făcut absolut nimic. Am presupus că este o mufă mai slabă. Atunci am strâns pinii, pare că nu a mai făcut nimic. Am becurile aprinse, uitați. Toate. Iar acum când am verificat, am scos mufele de la 3 injectoare, mergea și mai urât, acum motorul merge întrerupt. Și când am scos de la injectorul 4 sau 1, cel dinspre filtru de aer, nu se schimbă mersul deloc. Deci acela este cu necaz. Am luat un spray, am încercat să curăț mufa, nu este din mufă. Așa că următorii 150 de km de unde m-a lăsat,
o să merg în 3 pistoane. Dar vorba aia, eu sunt învățat în 3 pistoane. Hai să vedem dacă ajung acasă. Hai că am făcut o oprire. Am mâncat ceva să... În cazul în care mă lasă pe drum, să fiu hrănit. Ia să vedem cum pornește. Becuri aprinse. Ia, fiți atenți. Ia, uite ce săturează. Bă, deci nu cred așa ceva. No, bucuria a durat 15 secunde. Oh, zici că se rupe. Da, deci așa vom merge până acasă. Da, și am ajuns în Buzău. Am dat o tură prin Drăgaică și când am plecat, ghiși ce? S-a reparat mașina. Și am mai oprit de două ori până la Buzău și nu s-a întâmplat. Adică imediat și-a revenit. Adică și-a revenit în rău, mă refer. S-a stins spirala, a rămas doar cecul. Ia uite-o. E vie! Hai să vedem până acasă dacă se aprinde ceva sau se stinge. Da, și am ajuns acasă. Pardon. Mașina merge absolut normal. Nicio problemă. A rămas doar cecul aprins, care probabil se va stinge și ăla. Ia să o pornim, să o oprim. Mai dăm o cheie. Ia uite-o. Sfert. Da, ce să zic, Dacia, se repară din mers. Hai să ne auzim cu bine. Da, am pornit-o acum dimineață, a pornit perfect normal, a dispărut și eroarea check engine. Merg să pun un tester să vedem ce s-a întâmplat. Deci unde defect, injectorul? Numărul 1. Numărul 1. Și numărul 1. Să șterge eroarea? S-a șters? Da. După cum ați văzut, s-au șters erorile. Eroare pe cilindru 1 și pe 4, că am scos mufa din mers. După ce am șters erorile, nu apare absolut nimic. Mașina merge perfect normal. Foarte dubios și în același timp foarte tare. Da, asta nu se repară singur. Vedem ce va mai fi.